Deschideți împreună cu mine la Psalmul 20, un psalm foarte cunoscut de altfel, sau cel puțin fragmente din el sunt bine cunoscute, deseori citate, cum ar fi: unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Fantastic! Și este fantastic cât de des și cât de prost citat acest verset ca să justifice, de fapt, cât de mult ne bizuim noi pe carele și pe caii noștri. Sau cât de mult am dorit să avem și noi care și cai. Este un psalm, un imn, de astfel vedem că este către mai marele cântăreț, este un imn național, este un psalm al lui David, scris pentru David. Când citim un psalm al lui David, este interesant pentru că are un dublu înțeles. David este autorul și David este și cel care, în contextul cel mai imediat, psalmul este intenționat pentru el. El este împăratul și el este autorul psalmului care este pentru împărat. Este un psalm al lui, un imn al lui, este un imn național în același timp, un cântec de pregătire pentru război, un imn de intonat în ziua încercării, în ziua necazului, o cântare care probabil ar fi fost cântată cu poporul întreg atunci când treceau printr-o dificultate sau atunci când era vorba de un război sau ceva de asemenea. Dar în același timp este un imn al Împăratului Suprem, este un imn al Domnului Iisus Hristos care este scris în mod profetic pentru biserica sa. Este o cântare care o putem și noi astăzi cânta, o putem și noi astăzi recita, o putem și noi astăzi trăi, a Domnului Iisus Hristos, a Împăratului nostru, pentru biserica Lui care deseori trece prin necaz, care deseori trece prin probleme. Este un imn al lui Hristos care este intenționat să ne pregătească, să pregătească biserica Lui pentru războiul acestei vieți. Pentru bătălia spirituală care biserica a așteptat-o în fiecare generație. Domnul Iisus Hristos, când a fost pe pământ și înainte să înalțe la ceruri, ne-a promis că în viață vom avea necaz. În viață vor fi încercări, în viața de credință va fi persecuție, în viața de credință va fi necaz și durere, dar să îndrăznim pentru că El, Împăratul nostru, a biruit această lume. Este un imn al lui Hristos cu intenția să readucă cu ochii spre adevăratul Împărat, spre El, spre Iisus, spre Cel care a biruit orice necaz, orice încercare, orice durere, pentru că El, Împăratul nostru, a suferit în locul nostru cel mai mare necaz. Și în ultimul rând este un imn personal, un imn care este aplicabil la fiecare dintre noi, un imn care avem nevoie ca să-l intonăm fiecare dintre noi, pentru că, într-adevăr, Psalmul 20 intonează patru aspecte ale vieții care sunt deosebit de importante: necazuri, dorințe, planuri și bucurii. Dacă am lua așa la oaltă tot ceea ce înseamnă viața noastră, am putea ca să spunem că descrie în mod foarte apt ceea ce este viața. Viața este plină de necazuri, viața este plină de dorințe, viața este plină de planuri și este câteodată plină și de bucurii. Psalmul 20 este un psalm potrivit pentru a ne verifica viața noastră, gândurile noastre, inima noastră, despre a ne gândi asupra acestor subiecte deosebit de importante în viața noastră. Necaz, dorințe, planuri și bucurii. Este un imn, cum ziceam, pentru viața noastră. În primul rând, vorbește despre necazurile vieții noastre. Și ne spune
ne spune, sau cred eu că ne spune, din câte văd pe paginile Sfintei Scripturi, ne spune că avem necazuri prea mici. Faptul că ne gândim la acest psalm și cităm asemenea versete, unii se bizuie pe carele lor, iar alții pe caii lor, cu orice oportunitate, cu orice mică suferință, cu orice mică durere, ne spune și ne indică că avem necazuri prea mici. Psalmistul spune să te asculte Domnul în ziua necazului tău. Adevărul este că nu mai avem așteptarea să avem necaz. Nu suntem obișnuiți cu gândul acesta că ar trebui ca să ne așteptăm la necaz. Este ceva straniu pentru noi și cu fiecare generație ceea ce trece este ceva mai straniu, mai ciudat să ne gândim că viața noastră ar putea fi, ba mai mult, trebuie să fie plină de necaz. Viața lui David a fost una plină de necaz, de persecuție, de probleme, de război. Viața poporului Israel, de asemenea, este una plină de necaz. Dacă te uiți la acest popor care este poporul ales al lui Dumnezeu și te uiți la istoria lui, este necaz după necaz după necaz. Cel mai iubit dintre toate popoarele pământului și este cel care suferă cel mai mult. Viața lui Hristos a fost una plină de necaz. De fapt, cele mai multe zile a Mântuitorului au fost zile de necaz. Din primele zile a vieții lui, cum este născut, este deja vizat și persecutat de Imperiul Roman. Căutau să-l omoare de când era încă prunc. Și dacă citim Evangheliile, vedem că în momentul în care își începe lucrarea lui pe acest pământ, această tematică a suferinței lui, a necazului, a persecuției, continuă și se amplifică până când ajunge în acel mare necaz. Cred că de aceea psalmistul spune în ziua și nu în zilele. Cred că ne dă de înțeles câteva lucruri despre ceea ce înseamnă necazul adevărat și felul în care ar trebui ca să privim la problema necazului. În Matei 6:34, Mântuitorul spune: nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Altfel spus, ia câte un necaz pe rând. Noi avem atâtea necazuri că dacă am cer lui Dumnezeu să se îndure de noi în ziua necazului nostru, n-am ști la ce necaz ne referim. Avem zeci, sute de necazuri, numai suferințe și probleme, dar problema este că de fapt n-avem nicio problemă. N-avem niciun necaz de gradul acesta, nicio suferință de gradul acesta, nicio persecuție care necesită un asemenea salm. Noi avem necazuri de genul, avem un examen de dat, ne dorim o promovare la servici, avem ceva ce zicem noi că ne lipsește. Astfel spus, psalmistul ne învață că există necaz și există necaz. Există suferință. Există micile probleme ale vieții și există probleme. Psalmistul ne învață că vine o zi, o zi a necazului tău. O zi în care vei striga către Dumnezeu și îi vei spune: Doamne, te rog să mă asculți în ziua necazului meu. Un necaz așa de mare încât toate celelalte necaze vor fi nimicuri. Ce problemă că n-am luat nu știu ce examen sau ce problemă am avut? Am crezut că am avut probleme. Nu, ăsta este necaz. Asta este problemă. Săptămâna trecută, o cunoștință a familiei noastre, o familie tânără, a înștiințat prietenii că soția a fost diagnosticată de cancer. Cancer la cel mai avansat stadiu, fără nicio rezolvare din punct de vedere de medicină. Și că doctorii pur și simplu i-au spus acestei femei care are un soț, care are două fetițe: nu pot să spun câte zile mai are.
Asta înseamnă necaz. Asta înseamnă suferință. Asta înseamnă probleme. Nu ceea ce cei mai mulți dintre noi spunem că sunt necazuri și probleme și ne plângem lui Dumnezeu. Psalmistul ne arată prin felul în care vorbește că există necaz și există într-adevăr necaz. Există o zi a suferinței noastre în care vom striga către Dumnezeu și vom cere ca să aibă grijă de noi, să uite către noi cu îndurare în ziua necazului nostru. Pentru că cu siguranță Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre nu doar în ziua de necaz, ci în toate zilele noastre. Cu siguranță Dumnezeu este interesat de noi nu doar în acea zi de grea durere, ci în toate zilele noastre. Dar în acea zi, în acea mare încercare, cu atât mai mult avem nevoie ca El să ia seamă la rugăciunile noastre. Ca El să asculte și să răspundă cu îndurare în necazul nostru. Psalmistul spune să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijine din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să-ți primească arderile de tot. Altfel spus, psalmistul spune, în acea zi vrem să găsim la Dumnezeu ocrotire, vrem să găsim la Dumnezeu ajutor, vrem să găsim la Dumnezeu sprijin și vrem să găsim la Dumnezeu aducere de aminte, adică să privească la noi cu favoare. În acea zi când alte speranțe nu mai sunt, în acea zi când alte posibilități nu mai sunt, în acea zi când medicii spun nu se mai poate, în acea zi în care prietenii spun nu am cum să te ajut, în acea zi în care toate s-au năruit în jurul nostru, vom privi către Dumnezeu. Pentru că El este singurul care va asculta plângerea noastră și El este singurul care va fi în stare să facă ceva în acea zi a necazului nostru. Și acea zi, la fel de sigur ca și ziua de mâine, vine. Întrebarea este ce vei găsi la Dumnezeu în acea zi. Vei găsi ocrotire, vei găsi ajutor, vei găsi sprijin, vei găsi o privire a favoarei lui Dumnezeu față de tine sau nu vei găsi aceste lucruri. Toate aceste lucruri, spune psalmistul, că se găsesc în numele Dumnezeului lui Iacov. Foarte interesant de ce psalmistul este așa de specific. De ce spune în numele Dumnezeului lui Iacov? De ce nu spune numai în numele lui Dumnezeu? Psalmistul vrea să ne arate că această speranță care o avem, această scăpare a noastră, vine de la un Dumnezeu anume. Altfel spus, este un Dumnezeu care trebuie cunoscut. Este Dumnezeul Scripturii. Este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Este Dumnezeul care se revelează prin Sfânta Scriptură și El trebuie să fie cunoscut și El trebuie să te cunoască. Tu trebuie ca să-L știi în mod personal, să-L cunoști în mod personal și El să te cunoască pe tine în mod personal. Altfel, dacă tu nu-L cunoști pe adevăratul Dumnezeu, dacă nu ai o relație personală cu El, și dacă El nu te cunoaște pe tine, pe nume, în acea zi, în acel mare necaz, nu vei afla ocrotire, ajutor, sprijin și luare de aminte din partea lui Dumnezeu. Dacă nu ai chemat asupra numelui Lui toată viața ta, dacă nu L-ai cunoscut, dacă nu ai fost în relație cu El și dacă El nu te cunoaște pe tine, nu te va cunoaște nici în acea zi. Dacă El a fost doar o divinitate undeva sus în ceruri, un Dumnezeu anonim, un tată absent, va fi un tată absent și un Dumnezeu anonim și în acea zi în care pentru prima dată poate vei striga față de El: Doamne, ai grijă de mine în necazul meu. Psalmistul spune să-și aducă aminte Dumnezeu de toate darurile Lui și de mâncarea și de arderile de tot care le-a adus. Altfel spus, El are deja o relație cu Dumnezeu. El îl cunoaște pe Dumnezeul adevărat și Dumnezeul adevărat îl cunoaște pe El.
Pentru că, într-adevăr, El trebuie cunoscut, acest Dumnezeu al Scripturii, și El trebuie să te cunoască pe tine. Nu poți avea o relație impersonală, nu poți avea o relație care este cu mediator, nu poți avea o relație prin cineva. Nu poți să spui că tu ai o relație cu Dumnezeu pentru că ești român. Pentru că toți românii sunt creștini. Sau pentru că ești ortodox, sau pentru că ești baptist. Sau pentru că mama e baptistă, sau tata e baptist. El trebuie să fie într-adevăr Dumnezeul tău, la fel cum a fost Dumnezeul lui Iacov, la fel cum a fost Dumnezeul lui Daniel, la fel cum a fost Dumnezeul celor care s-au încrezut în numele Lui, L-au cunoscut pe nume și au fost cunoscuți pe nume de Dumnezeu. Al doilea rând, psalmistul ne arată faptul că dorințele noastre sunt extrem de importante. Și într-adevăr, dacă suferințele noastre sunt cu adevărat mici, de multe ori dorințele noastre sunt cu adevărat inferioare, sunt dorințe mici, sunt dorințe de o talie foarte joasă. Psalmistul ne spune în Psalmul 37:4, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Un alt verset deseori folosit greșit. Dumnezeu îți dă tot ceea ce-ți dorește inima. Da, dacă Domnul este desfătarea ta, El îți va da tot ceea ce-ți dorește inima. Dacă Domnul este desfătarea ta, inima ta va dori într-adevăr pe Dumnezeu. Dacă Domnul este desfătarea ta, inima ta va dori într-adevăr tot ceea ce dorește Dumnezeu. Dacă Domnul este desfătarea ta, ai deja tot ceea ce-ți dorește inima. Problema nu este că Dumnezeu nu poate ca să-ți dea. Problema nu este nici măcar că Dumnezeu nu vrea ca să-ți dea tot ceea ce-ți dorește inima ta. Problema este că încă avem dorințe inferioare. Încă avem dorințe inferioare. Încă dorim bani, confort, faimă, plăceri carnale și așa mai departe. Dacă Dumnezeu nu ne-a dat încă tot ceea ce ne dorește inima, este pentru că încă dorim aceste lucruri și nu dorim ceea ce dorește Dumnezeu. Noi le vrem aceste lucruri temporale, aceste lucruri materiale, iar Dumnezeu vrea să ne oferă ceva mult mai satisfăcător. El vrea să se ofere pe sine. El vrea să ne dea o inimă nouă, El vrea să ne dea dorințe noi, El vrea ca noi să fim desfătarea Lui și noi suntem așa de cramponați și așa de blocați în aceste dorințe inferioare, încât nu putem ca să vedem că deja avem la îndemână tot ceea ce ar trebui să ne dorim. Imposibil că de-aia nici nu le dă lucrurile astea mai mărunte. Posibil că de aia ne lasă să ne strofocăm așa de mult pentru ele, să ajungem la acel moment în care să conștientizăm cât de mult le vrem. Cât de mult dorim mașina aceea. Și dacă ți-ar da-o numai așa, pac, Mercedes nou. Ai ieșit afară dimineața, Mercedes nou în față. Inima ta poate ar fi la fel de lipit de acel Mercedes nou, dar nu ți-ai dat seama cât de lipit ești de el. Dar dacă trebuie să sângerezi pentru el, să transpiri pentru El, să sacrifici pentru El, să furi pentru El, să înjungi pentru El. Când te duci afară și te uiți la El și zici, mă, cât am făcut eu pentru mașina aia. Poate numai poate că o să-ți dai seama cât de păcătos ești. Cât de legat ești de El. Înlocuiește Mercedes cu ce vrei tu. Înlocuiește mașina cu ce vrei tu. Cu orice dorință care arde mai fierbinte în tine decât arde o dorință pentru Dumnezeu. Crezi că e greu pentru Dumnezeu să-ți dea 1 milion de euro? Sau o mașină? Sau o casă? Sau un palat? Acum când ieși afară, dacă Dumnezeu ar vrea, ar fi afară o mașină, cheile de la o casă nouă și 10 milioane de euro în portbagaj. Și nu ar costa nimic. Numai așa ar zice, puf! Știți ce nu ți le dă? Pentru că le vrei. Pentru că le vrei. El vrea să realizezi tu ca și om cât de mult le vrei. Și
Și ce valoare puțin au. Și ce dorințe inferioare sunt. El vrea să ne ofere dorințe noi. El vrea să ne ofere o inimă nouă. Pentru că tot Mântuitorul ne spune în Matei 6 în felul următor, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Unde îți găsești desfătarea inimii tale, acolo va fi inima ta, acolo va locui inima ta. În cele din urmă, raiul și iadul nu sunt decât împlinirea inimii noastre. Nu sunt decât ceea ce vrea în mod suprem, în mod ultim, inima noastră. Dacă Dumnezeu este comoara noastră, acolo va fi și inima noastră, în prezența lui Dumnezeu. Dacă ceea ce prețuim cel mai mult aici și acum este Dumnezeu, inima noastră va fi acolo pentru veșnicie cu El. Dacă orice altceva este comoara noastră, dacă Dumnezeu nu este comoara noastră, dacă dorim alte lucruri mai mult decât îl dorim pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va face placul, ne va da orice altceva în afară de El. Și asta se numește iad. A avea totul, dar a nu avea pe Dumnezeu, înseamnă a fi în iad. Până la urmă, dacă ajungem în iad, vom primi nu doar ceea ce merităm, dar vom primi ceea ce ne dorim. Vom îngenunchea în fața lui Dumnezeu și vom recunoaște, pentru că noi am vrut, am ajuns acolo. Vom recunoaște pentru că noi am iubit altceva decât pe Dumnezeu. Pentru că noi n-am suportat să-L avem pe Dumnezeu ca și valoarea noastră supremă. Pentru că noi am considerat alte lucruri mai importante. Și El se va uita la mine și la tine dacă ajungem în iad și va spune: ai ajuns unde ai vrut. Și vei fi obligat să fii onest și să spui: da, asta am vrut. Am vrut să fiu fără tine. Nu te-am dorit vreodată, nu te-am iubit vreodată. Până la urmă îți dă nu doar ceea ce meriți, când Dumnezeu te condamnă la iad. Îți dă ceea ce vrei. Ne dă ceea ce prețuim în mod suprem, și anume, nu Dumnezeu. Tot Mântuitorul spune în Ioan 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Un alt verset foarte des citat greșit. În primul rând că toate aceste lucruri se referă la strictul necesar. Deci contextul este unde să dormi și ce să mănânci. Și noi folosim versetul acesta, toate aceste lucruri. Ok, care e lista mea de Crăciun? Știi, ca și copilul la Moș Crăciun. Dragă Moș Crăciun, îmi doresc un Xbox, îmi doresc un ponei, îmi doresc un așa. Am fost un copil cu minte, semnat Casey, Ian, Iris, da? Așa scriem și noi la Dumnezeu. Și spune: Doamne, am fost la biserică, am căutat împărăția Ta, uite lista mea. Asta e lista mea. Ce zici? Faină, e faină. Dar nu ăsta e contextul. Contextul este că dacă căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, într-adevăr Dumnezeu ne dă strictul necesar pe deasupra și având pe Dumnezeu și ceea ce ne trebuie să trăim, adică mâncare și unde să dormim, avem totul în această viață. Și noi am inversat lucrurile. Noi căutăm mai întâi toate aceste lucruri, astea pământești, și așteptăm la sfârșit ca împărăția să ni se dea pe deasupra. Cam așa am schimbat noi versetul. Alergăm în primul rând pentru job, alergăm în primul rând pentru nevoile noastre, alergăm în primul rând pentru dorințele noastre, pentru scopurile noastre și la sfârșit de viață, la sfârșit de această alergare cumplită pentru toate aceste lucruri, spunem: Doamne, unde este împărăția? Știți care este problema? Problema este că felul în care știm, în care ni se confirmă că avem parte la împărăție, că deținem împărăția, că împărăția este a noastră, că ni s-a dat împărăția, este că împărăția este prioritatea noastră principală. Asta ne spune versetul. Vrei să știi dacă ai împărăția?
Poți realmente ca să pui împărăția pe primul loc și să lași toate aceste lucruri așa la voia întâmplării, dacă ai spune? Atunci ai împărăția. Atunci ești din împărăția. Atunci te așteaptă împărăția la final de drum. Dar dacă lista ta de priorități este toate aceste lucruri pământești și aștepți împărăția, tu nu o ai. Tu ai interdicție de la împărăție. Felul în care ne verificăm este dacă într-adevăr căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și dacă într-adevăr îl credem pe Dumnezeu că toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ce vrea El să ne dea? Dacă numai un pat și o pâine, slavă Lui. Dacă la alții le dă mai mult, slavă Lui. Dacă la alții le dă mai puțin, slavă Lui. Dar El le dă și ele vin pe deasupra pentru cei care caută mai întâi împărăția. Cât am căutat împărăția săptămâna asta? Mai întâi? Și dorințele noastre în mod cert, în mod sigur, dorințele noastre determină planurile noastre. Când ne dorim ceva, când vrem ceva, începem și facem planuri. Unul dintre noi facem adevărate comploturi. Să-ți împlinească, spune psalmistul, să-ți împlinească toate planurile tale. Deci nu doar că ai dorințe, ți-a trecut prin gând, mi-ar place ceva, și ți-ai făcut un plan. Cum să ajungi la acel ceva, cum să-l obții, cum să fie a tău. Într-adevăr, toți avem planuri. Absolut toți avem planuri. Nu poate nimeni să spună că n-a avut planuri și multe dintre ele s-au împlinit. Poate că ne-am dat seama după ce s-au împlinit că au fost planuri proaste și de nedorit, dar am făcut planuri și le-am împlinit. Dovada fiind că mulți dintre noi, de exemplu, suntem căsătoriți. Da? Asta a fost un plan al nostru. Am dorit ceva. Nu, ne-am uitat la o fată sau la un băiat și am zis, îmi place, o vreau, îl vreau și am croit un plan. Mark Twain zicea că băieții aleargă după fete până când fetele îi prind. Da? Adică ei cred că au un plan să prindă fata și fata are un plan dinainte ca să fi gândit el. Faptul că ești căsătorit, da? Confirmă faptul că atunci când ai dorințe știi ca să pui în acțiune un plan. Faptul că ai un servici confirmă că dorințele tale se îmbină cu planurile tale. Ai vrut un serviciu și ai dus și ți-ai depus CV-ul, ți-ai dus la interviu. Întrebarea este, de ce nu ni se împlinesc toate planurile noastre? De ce această rugăciune pentru noi rămâne una care nu se împlinește? De ce nu ni se împlinesc toate planurile noastre? Și răspunsul este foarte simplu, pentru că au rădăcină în dorințe necorespunzătoare. Dorințele noastre determină planurile noastre și dacă dorințele noastre nu sunt curate, dacă dorințele noastre nu sunt după voia lui Dumnezeu, planurile noastre nu vor fi după voia lui Dumnezeu. Dacă ne dorim lucruri care Dumnezeu nu le dorește, planurile noastre vor fi să obținem lucruri care Dumnezeu nu le dorește și planurile noastre nu se vor împlini. Ioan 14, 12 la 16 spune în felul următor. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face lucrări mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Avem o promisiune fantastică a lui Hristos aici care spune că orice vom cere, o promisiune fără limite de potențial, un cec în alb de la Creatorul Universului care spune cereți orice și eu voi face pentru voi. Și întrebarea este de ce nu se împlinesc planurile acestea? Pentru că promisiunea vine cu o condiție și anume orice veți face în numele meu, până aici suntem foarte atenți. Știi, ne rugăm, Doamne, dă-mi aia, fă-mi aia, binecuvântează-mă, scutește-mă și așa. Toate aceste lucruri ți le-am cerut în numele Domnului nostru Iisus Hristos. E ca poezie. Deci toate pretindem că le face numele Lui, doar că Hristos clarifică ce înseamnă a face aceste rugăciuni, a avea aceste dorințe și a pune în acțiune aceste planuri în numele Lui și anume
pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Nu numai că Doamne dăm, Doamne făm, o da, în numele Tău, Doamne. Ci motivația, ci rezultatul, ceea ce ceri, ceea ce vrei, ceea ce plănuiești, ceea ce execuți în viața ta, să fie ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Adică, ca slava lui Dumnezeu să fie manifestată în viața ta. Doamne, Tu ai fi așa de proslăvit în viața mea dacă mai faci milionar? Nu. Dacă Dumnezeu ar fi proslăvit în viața ta făcându-te milionar, te-ar face milionar. Înțelegi? Doamne, Tu ai fi așa de proslăvit în viața mea dacă m-ai vindecat de boala aceasta? Nu. Dacă Dumnezeu ar găsi de bine ca să proslăvească în felul acela, te-ar vindeca de boala aceea. Poate pentru tine e mai de folos și pentru tine și pentru slava Domnului ca să suferi pentru Hristos și lumea să privească la tine și să întrebe de ce omul ăsta suferă așa? De ce nu cârtește? De ce nu-i supărat pe Dumnezeu? Dar Doamne, dar eu cârtesc și eu supărat pe tine. Și poate de aia tot dă suferință până când vei învăța să nu cârtești, să nu fii supărat pe El. Orice cerem în numele Lui și orice este spre slava Lui, Dumnezeu ne dă, fără excepție, fără condiții. Problema este că planurile noastre sunt planurile noastre și nu sunt planurile Lui. Problema este că ele provin din dorințe necurate. Tot în Matei 6 avem rugăciunea Tatăl nostru, care este modelul de rugăciune care Hristos îl lasă pentru ucenicii Săi. Și Tatăl nostru începe în felul următor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău și vie împărăția Ta și facă-se voia Ta precum în ceruri, așa și pe pământ. Altfel spus, ideea centrală sau ideea de la care pornește rugăciunea Tatăl nostru este ca numele Lui să fie proslăvit și voia Lui să fie făcută. Voia Lui să fie și voia noastră. Voia Lui trebuie ca să fie voia noastră. Planurile Lui Dumnezeu trebuie să devină planurile noastre. Pentru că dacă le pui cele două în contradicție, fii sigur că Dumnezeu va câștiga. Dacă pui planul tău contra planului Dumnezeu, fii sigur că nu a tău se împlinește, ci a Lui. Pentru că El este mai puternic, pentru că El este mai înțelept, pentru că planul Lui oricum e net superior calitativ decât planul tău. Pentru că planul Lui de a te face copil al Său, de a-ți da bucuria infinită de a-L cunoaște pe Dumnezeul infinit, este de infinit de ori mai multă bucurie, mai multă împlinire, mai multă bunătate decât planul tău sau planul meu de a fi milionar. Sau de a fi... nu știu ce. Voia Lui trebuie să fie voia noastră și planurile Lui trebuie să devină planurile noastre. Și atunci cu siguranță toate planurile noastre vor fi împlinite. Pentru că psalmistul ne spune în Psalmul 115, Dumnezeul nostru este sus în ceruri și El face tot ce vrea. Fără excepție. Dumnezeu nu este ca și noi. El nu are dorințe neîmplinite. El nu are planuri care eșuează. Tot ceea ce vrea Dumnezeu, El face fără excepție. Și cheia ca planurile noastre să fie împlinite fără excepție este ca planurile Lui să devină planurile noastre. Dorințele Lui să devină dorințele noastre. Și unii vor obiecta și vor spune, bun, dar ce fel de Dumnezeu e ăsta care vrea să vrem ce vrea El? Care vrea să ne dea numai ce vrea El să ne dea. Asta e dragoste. Cum rămâne cu voința mea? Cum rămâne cu dorințele mele? Ce Dumnezeu despot e ăsta? Ce părinte despot ești tu? Copilul tău poate vrea să fie un prost, unul care își țapă șanțuri. Tu îi impui să meargă la școală, să aibă o educație, să facă o facultate. Să fie cineva, să aibă bani când crește mare, să aibă o soție, o familie. Dar el vrea numai să se joace wrestling și Pokémon.
Adică ce despot de părinte ești tu care îi impui să facă lucruri care spre binele lui dacă el nu le vrea? Dar de ce nu pot înțelege același concept când e vorba de Dumnezeu Tatăl nostru Ceresc? Care se uită la noi și vede că noi vrem numai bani, mașini, etc., etc. și spune, măi, ăstea te vor distruge. Dorințele astea ale tale, carnale, umane, te vor distruge. Vreau să-ți dau ceva mai bun. Vreau să-ți dau ceva de veșnicie, de viitor. Când Dumnezeu își impune voia Lui peste voia noastră, când Dumnezeu transformă voia noastră să devină voia Lui, când Dumnezeu dorește pentru noi ce noi nu dorim și transformă dorințele noastre să corespundă cu a Lui, El nu este un despot, El nu este un răufăcător, El este un părinte bun și iubitor care oferă copilului ceea ce copilul nici nu poate visa. Pentru că copilul nu are inteligența, nu are înțelepciunea, nu are caracterul care este nevoie să devină un om matur de unul singur. La fel nici omul lăsat în puterile lui și în pornirile lui n-ar deveni altceva decât cea mai rea versiune a lui. Și Dumnezeu intervine și ne transformă, își impune voința lui, transformând voința noastră, nu să ne facă rău, ci să ne facă binele suprem. Psalmistul, în mod logic, ne duce și o provocare. Și anume, ce planuri avem? Care sunt planurile noastre? Ce planuri așteptăm ca să se împlinească, să le împlinească Dumnezeu? Ce planuri ai tu? În primul rând, ce planuri ai tu pentru împărăția lui Dumnezeu? Ce planuri ai tu pentru slava Lui? Ce planuri ai tu pentru creșterea ta spirituală? Ce planuri ai tu care sunt după voia lui Dumnezeu? Este o provocare foarte practică. La sfârșitul programului, în spatele buletinului, scrie jos ce planuri am eu după voia lui Dumnezeu. Ce am planificat în viața mea? Ce am gândit anul acesta? Ce o să pun în mișcare? Ce resurse să mobilizez ca să fac ceva pentru împărăția sa? Ca să fac ceva pentru slava sa? Frate, dar eu nu știu să fac planuri. Eu nu sunt așa bun cu planificarea și cu mobilizarea resurselor. Astea sunt lucruri de management. Bun, încep din cealaltă parte. Ce planuri ai pentru tine? Enumără o listă cu planurile care tu le ai pentru tine. Dacă problema e că nu ești în stare să planifici, nu ești în stare să execuți, ce planuri ai tu pentru tine, pentru cariera ta, pentru familia ta, pentru binele tău? Și o să vezi că umpli o pagină întreagă. Planuri financiare, planuri emoționale, planuri de carieră, tot felul de planuri și nu doar planuri, nu doar dorințe, ci chiar planuri, adică poți ca să detaliezi ce vei face. Mă voi duce la lucru, voi investi, voi face aia, voi face aia, voi face aia, să obțin ceea ce doresc. Problema ta și problema mea nu este că nu avem aptitudinea de a face planuri și de a executa planuri. Problema este că dorințele mele și dorințele tale sunt lumești și dau naștere la planuri lumești. Pentru că dacă dorințele noastre ar fi duhovnicești, am avea o pagină plină de planuri duhovnicești. Am spune, vreau să magnific numele lui Dumnezeu și uite cum o să fac asta, am să folosesc familia mea. Am să folosesc banii mei în felul acesta. Am să folosesc prietenii mei. Am să folosesc cunoștințele mele. Și anul acesta am să glorific numele Tatălui meu în felul acesta prin tot ceea ce mi-a dat. Dar pentru că dorințele noastre sunt lumești, pentru că ele sunt pământești, planurile noastre sunt lumești. Este o verificare foarte simplă și foarte practică. Ce planuri ai pentru slava lui Dumnezeu? Ce vei face și cum vei realiza aceste lucruri? Și dacă nu ai niciun plan, e o problemă. Și trebuie să te confrunți cu această problemă. Dacă dorințele noastre și planurile noastre se realizează, ele produc bucurii. Și dacă planurile noastre și dorințele noastre sunt de natură inferioară, atunci și bucuriile noastre vor fi de natură inferioară.
vor fi de natură temporară, de natură pământească, pentru că necazuri și greutăți mici și dorințe inferioare și planuri lumești dau naștere la bucurii temporare, la bucurii inferioare. Dacă am suferit puțin și dacă am suferit doar pentru propriile noastre ambiții, dacă am dorit lucruri inferioare, dacă am dorit doar satisfacții și bucurii inferioare, dacă am avut doar planuri lumești și dacă avem biruință în toate aceste lucruri aici și acum, atunci bucuria noastră va fi de aceeași natură cu aceste dorințe și cu aceste planuri și cu aceste suferințe. Și anume, bucuria noastră va fi inferioară, bucuria noastră va fi temporară și bucuria noastră va fi înșelătoare. Bucuria noastră va fi de o natură inferioară cu ceea ce Dumnezeu ne poate da. Bucuria noastră va ține doar o clipită. Păi frate, dar eu dacă îmi fac o casă, o să locuiesc chiar 50 de ani. Ce-i 50 de ani în comparație cu eternitate? Nimic. Nimic. Inferioară, temporară și înșelătoare, pentru că până la urmă vom constata în ziua judecății că n-a fost într-adevăr o bucurie și că ne-am înșelat doar. Dar dacă necazul nostru este mare și este pentru El și dacă dorințele noastre sunt desăvârșite și sunt sfinte și sunt după voia Lui și dacă planurile noastre nu sunt planuri umane, ci sunt planuri divine, atunci se va da naștere la o bucurie veșnică. Atunci, așa cum zice psalmistul, atunci noi ne vom bucura de biruința ta, de biruința împăratului, nu de biruința noastră, nu de planurile noastre umane, ci de planul lui împlinit, de biruința împăratului nostru Iisus Hristos. Și atunci vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru, atunci vom sta sub drapelul împăratului nostru și ne vom bucura de biruința lui. Necazuri mari, dorințe desăvârșite, planuri divine dau naștere la o bucurie veșnică. Atunci ne vom bucura de biruința lui Hristos, atunci vom flutura steagul și drapelul său, atunci vom reprezenta pe împăratul nostru și atunci victoria lui va fi într-adevăr și victoria noastră și bucuria lui va fi într-adevăr și bucuria noastră. Dacă am suferit mult și am suferit pentru El, dacă am dorit desăvârșirea și sfințenia și părtășia cu El, dacă L-am dorit pe El mai mult decât am dorit lucrurile acestei lumi, dacă am căutat să împlinim planurile Lui, să facem voia Lui, să avem planuri divine și nu planuri umane, atunci și biruința noastră va fi în El. Și bucuria noastră va avea aceeași natură cu acea biruință, adică va fi o bucurie desăvârșită. Altfel spus, nu există o bucurie mai mare decât bucuria în Hristos. Bucurile acestea pământești nu sunt desăvârșite pentru că totdeauna poți găsi o bucurie mai mare. Îți faci o casă, puteai să-ți faci una mai mare. Și cum ai intrat în ea, te uiți la vecinul, are două terase, eu am numai una. Îți cumperi o mașină, cum ai intrat, ai ieșit cu ea la oraș, te uiți, a ieșit alt model. Întotdeauna există ceva mai bun. Când bucuria ta este în Iisus Hristos, nu există ceva mai bun. Nu poți să zici, este ceva mai calitativ, mai bun, mai de dorit. Al doilea rând, este o bucurie veșnică. Casa, mașina, chiar și celelalte, familia, prietenii, trecătoare. Unele țin un an, altele 10, altele 50 de ani. Bucuria în Hristos ține o veșnicie, pentru că El este veșnic, El este desăvârșit și El este veșnic. Și bucuria aceasta este o bucurie adevărată. Este o bucurie care nu înșală, nu va veni o zi în care ne vom uita înapoi și vom spune am fost înșelați. Ne-am investit viața în ceva care până la urmă a fost o dezamăgire. Nici vorbă. Toată veșnicia vom privi cu bucurie și vom avea bucurie pentru că ea este o adevărată bucurie. În concluzie, psalmistul ne provoacă să ne punem întrebarea, într-adevăr,
pe ce ne bizuim? Unii se bizuie, zice psalmistul, cu siguranță că felul în care privim aceste lucruri, viața, suferința, dorința, planurile și biruința, bucuria, felul în care privim aceste lucruri va determina și pe ce ne bizuim. Va determina ce este speranța noastră și care este nădejdea noastră. Unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Principiul rămâne același și merge în ambele sensuri, este bidirecțional. Și anume, dorințe, planuri și bucurii corecte, adică duhovnicești, produc o speranță, o nădejde adevărată în Dumnezeu, care nu se clatină în ziua necazului. Când dorințele noastre, când planurile noastre, când speranța noastră este în Dumnezeu, noi suntem mai mult decât biruitori în orice necaz. Și în același fel, o nădejde vie, o nădejde adevărată, o speranță, o credință reală în Dumnezeu, la rândul ei produce dorințe, planuri și bucurii duhovnicești. Dar o nădejde în lucrurile pământești, o nădejde și o speranță în lucrurile de aici și de acum, produce doar dezamăgire. Produce dorințe necurate, produce planuri deșarte și produce bucurii trecătoare. Și ce altceva putem noi spune în concluzie decât ceea ce spune și David în concluzia psalmului? Scapă-ne, Doamne, și ascultă-ne când te chemăm. Amin.